În luna decembrie anului 2017, rata șomajului înregistrat a fost cea mai mică din ultimii 25 de ani raportat la aceeași lună, potrivit analizei datelor statistice ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2017, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 4,02%, cu 0,75 de puncte procentuale mai mică față de luna decembrie anului 2016, când rata șomajului era de 4,77%. La data de 23 ianuarie, în evidențele ANOFM erau înregistrate 21.800 de joburi. Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în București, Prahova, Sibiu și Arad, cele mai puține în Giurgiu, Buzău, Bacău și Caraș-Severin. La nivel național, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat în industria confecțiilor, agent de securitate, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, confecționer, asamblor, articole textile, vânzător, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide, manipulant mărfuri și montator sub ansamble.